sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Este pe locul 2 în clasament. Trupa preluată de Ilie Poenaru, antrenor noi și într-o parte și în cealaltă. Interesantă această acțiune și poziția este bună și șutul în minutul 4. Deschidere de scor aici la Craiova, primul șut la poartă. Șut ce pare totuși, cred, parabil și l-avem din nou pe Chițu, care lovește mingea cu piciorul stâng și se duce în poartă în minutul 4. Acum câteva zile, voluntariul deschidea scorul în partida cu Rapid după 10-11 secunde. Acum ia gol după 3 minute aproximativ. Da, spații mari în defensiva ilfovenilor. Iată ce se întâmplă. O minge la care Craiova reacționează prin Bauzase cu Sidibe și verticalizarea acestuia. Iată cât de bine apare Chițu și cât de târziu îl atacă Patricio Matricardi. Da, este și vina lui Octavian Vâlceanu. Cred că mă tot uitam dacă n-a fost cumva deviat șutul. No. Și n-a fost deviat și stă rău. Cred că e gol de portar totuși. Șutul este plasat, nu e foarte tare, nu foarte plasat la nivel de fotbal profesionist. Cred că ăsta este genul de șut parabil. 1-0, Chițu profită de această lentură. Excelent plecase Chițu. Apare imediat recuperarea. Bună fenta aici. Bună fenta. O, ce greșeală. Chițu, pasa este în poziție corectă, cel puțin aceasta este decizia asistentului. Este 2-0 pentru FCU Craiova 1948, după o imensă eroare înscrie CDB 2 goluri în 13 minute, dar avem nevoie de VAR. E adevărat că asistentul foarte bine plasat, nu mi s-a părut să aibă cea mai mică ezitare, a sprintat imediat spre centrul terenului. Voluntariul face acest lucru aici. Da, ia să vedem. Așa ceva. Este poziție regulamentară, nu? Și faza nu e ușoară, să știi, la viteză normală nu e ușoară pentru arbitru. Absolut. Nu e ușoară. Dacă e corectă, mie așa mi s-a părut că e poziție corectă. Da, dinamica. A fost eroarea imensă a lui Ricardinho. Gol și pasă de gol Chițu. Bine, pasă din asta de gol nu chiar complicat, dar e acolo, pune presiune, primește cadoul, e adevărat. Altruist, putea să încerce el să dea, da, asta e, așa era de jucat. Se așteaptă cu siguranță. Da. În general, orice gol e verificat faza în detaliu. Cele mai bune 14 minute, 15 minute cu totul se spune pentru Bine, Craiova în această stagiune. Într-un meci Craiova voluntari la 2-0 pentru Craiova, să nu ne grăbim. Da. Să nu ne grăbim să tragem concluzii. A mai fost 2-0, s-a terminat 3-3. Da. A avut 3-0, ultima dată a avut 3-0. 3-0, da, exact. În penultimul meci au avut 2-0, 3-1, s-a terminat 3-3. Așteptăm, nu e, faza e la limită, așa ochiometric, cum vedem noi reluarea, asistentul pare să fi văzut bine, ceea ce n-a fost ușor. Mai ales că CDB, jucătorul, să spunem, presupus a fi în offside, era către arbitru și după reacția publicului e golul validat. Golul este validat, este 2-0 pentru Craiova. De admirat și de lăudat că sunt astfel de faze, să-l lăudăm. Adrian Vornicu, arbitrul asistent, a văzut bine o fază grea. Asta a fost o fază grea. Campionatul nostru, echipa de pe locul 2, înainte acestei etape, e condusă cu 2-0 din 13. Iată aici, Bauza, acțiune individuală și urmează pasa, excelent gol, superb, șahmat făcută, da, defensiva voluntariului, date 3-0, nu așteptăm chiar așa, repede, incredibil, acum merg mai departe și pusez. Să nu ne grăbim, 3-0 este rezultatul confort cu tot ceea ce s-a întâmplat acest meci. Ilie Poenaru siderat, un card de nervi.
Nu este, voluntariul n-a ajuns la stadion. Rău, mai rău, toată lumea. Să-l oprească cineva pe Bauza, pe Van Durmă nu-l ține nimeni aici, Ricardinho e pe niciunde. Bauza scoate bine de tot aici, n-a dat acolo tare în fața porții cu capul în pământ, așa cum probabil ar fi făcut-o mulți. L-am văzut, a pasat bine și Van Durmă face 3-0. Ricardinho, Matricardi, Igor Armaș nu au notă de trecere pe aceste prime 21 de minute. Semne elocvente pe care le face Ilie Poenaru către ASE elevi și nu știu ce se mai poate schimba. Ți-am spus, am mai avut 3-0. Să nu ne grăbim, nu? Am mai avut 3-0 pentru Craiova, s-a terminat 3-3, nu de mult, în mai. Am mai avut 2-0 și 3-1 pentru Craiova în penultimul meci, s-a terminat 3-3, dar deja e o raritate treaba asta. Se întâmplă a treia oară, intră în cartea recordurilor. Ideea este că voluntariul nu joacă pe fază ofensivă absolut nimic, n-a reușit să construiască, nu există trasee de joc, nu există absolut nimic din ceea ce a arătat trupa ilfoveană. Pe primele arăta bine, iată, voluntariul trebuie să se apere din nou cu atenție, Chițu, Sidibe și este ratare mare a doua. Deci au avut două ocazii într-un minut aici. Dicanio. În această seară, tot pentru FC Voluntari, aici execuție bună și ocazie mare. Aceasta este prima mare ocazie de gol a ilfovenilor și vine din execuția lui Crepulia, totul pe fondul acelei lovituri de la colțul terenului. Să ne amintim că el și la Mioveni a început bine, foarte bine. E, aici, da, asta este fază frumoasă, încheiată cu golul scris cu capul de Sigur Ionson, de-abia intrat pe teren. Și uite că voluntarul n-are niciun meci fără gol marcat. Dar nu știu cât îi consolează asta, dacă se va pierde această partidă. Bobochese, da. Cât de bine a arătat faza, cât de bine a venit la finalizare Sigur Ionson între apărătorii Craiovei, da. Acolo Enrique și Lacroix își mai îndreaptă din greșeli cu centrarea asta excelentă dată de Ricardinho. Reluare perfectă. Iată că schimbarea și schimbările aduse, gândite de Ilie Poenaru, au efect, au acest efect. Un prim gol nu spune mare lucru, dar să vedem cum va schimba cursul acestui final de joc.